dar eu nu am discutat cu domnul Canone Sinulescu. Eu, sincer, vă spun, nu am discutat, cred că de un an de zile, cu domnul Canone Sinulescu. Am observat ce a făcut dânsul. Adevărul este că am observat că hârtia a ajuns înainte în presă, înainte de a ajunge pe masa mea, ceea ce înseamnă că a fost foarte interesat de... Dar nu comentez și nu... Vom verifica această chestiune legată de melodia din palat. Sincer să fiu, nu mi-am pus până acum această problemă. Vom verifica ce este corect și ce nu și vom vedea ce măsuri vom lua. Sincer, eu n-aș vrea să intru într-un conflict, dar am înțeles că m-ar face pe mine vinovat de ce nu este invitat la sărbările Câmpenești. Îmi pare rău, dar nu e această sarcină a mea. Nu am sarcină de serviciu și nici nu cred că aș putea să influențez pe cineva în această chestiune. Și, sincer, nu mă ocup cu așa ceva. Deci, nu. Am observat din scrisoare. Pe de altă parte, las la atitudinea voastră, dar eu vă asigur că eu nu am discutat cu domnul Benoane Sinulescu. Nu am avut o discuție cu dumneavoastră. Alte întrebări?